Deși speciile animale diferă extrem de mult în alcătuirea corpului, anumite trăsături sunt întâlnite la toate. Printre aceste trăsături se află, desigur, existența unui singur cap. În general, ne-am așteptat ca animalele cu capete multiple să fie doar de domeniul legendelor. Cel mai probabil ai auzit de Hidra și de Cerberus din mitologia greacă, însă, surprinzător, animalele cu două capete chiar există. Acest fenomen se numește policefalie și este una dintre cele mai bizare evenimente ce pot avea loc în natură. Este extrem de rar și poate avea loc atât la oameni cât și la animale, însă în videoclipul de astăzi ne vom concentra pe cele din urmă. Pentru unele persoane, această diferență poate părea o superputere, însă adevărul este total opus. Deformația fiind deseori însoțită de diverse probleme de sănătate. Fără alte adăugări, haideți să ne uităm peste 10 cele mai ciudate animale cu două capete. 10. Șarpele. Știind faptul că șarpele deja nu are o reputație chiar așa de bună, imaginați-vă că pe lângă asta ar mai avea și două capete. Deși nu la fel de impresionant precum vărul său mitologic, nu am putea spune că șerpii cu două capete sunt banali. Un astfel de animal este șarpele Medusa, un nume destul de adecvat. În sălbăticie, viața unei reptile cu două capete ar fi fost cu siguranță mai dură decât viața obișnuită, însă această reptilă a fost născută în captivitate, departe de greutățile lumii exterioare. Cele două capete erau de fapt gemeni identici, care s-au despărțit dintr-un embrion pentru a deveni doi, însă cumva s-au contopit după despărțire, producând rezultatul unic. De asemenea, șarpele mai capătă puține raritate fiind albin, însă evident este o caracteristică total banală pe lângă două capete. În mod interesant, deși cele două capete sunt conectate la un singur corp, ceea ce înseamnă că mâncarea ajunge într-un singur loc, tot au receptori diferiți care le oferă starea de foame, așa că este necesară hrănirea ambelor. În caz contrar, sau în cazul în care unul dintre ele se hrănește mai încet, celălalt îl va ataca pentru a-i lua mâncarea. 9. Pisica. Un fenomen similar apare și printre feline, însă este puțin diferit față de bicefalia obișnuită. În loc de a avea două capete întregi, la feline, fenomenul este caracterizat prin apariția a două fețe. Acest tip de animale sunt cunoscute drept pisici genus, după zeul roman cu același nume, care era de obicei descris ca având două fețe. Ca și în cazul policefaliei, pisicile genus sunt de asemenea extrem de rare. Chiar și așa, câteva cazuri nu doar că sunt cunoscute, dar chiar am putea spune că sunt celebre. Cel mai bun exemplu este Frank și Louis, cea mai longevivă pisică cu două fețe, obiectiv recunoscut și de Cartea Recordurilor. În mod normal, animalele cu o asemenea deformitate nu trăiesc chiar așa de mult, însă Frank și Louis au reușit să trăiască peste 15 ani. Frank și Louis s-au născut în septembrie 1999 și au fost duși la școala de medicină veterinară Cummings de la Universitatea Tufts, dată fiind anomaliei lor de naștere. Inițial, doctorii se așteptau ca pisoiul să mai trăiască doar câteva zile, așa cum era cazul obișnuit. Însă, au reușit să întreacă toate așteptările, trăind 15 ani, chiar dacă în primele zile nu putea fi hrănit fără ajutorul tuburilor. 8. Câini. Până acum am vorbit de cauze strict naturale, dar omul a avut de asemenea un rol în crearea unor animale cu capete multiple. Cazul cel mai cunoscut este cu siguranță cel al doctorului Vladimir Demikov, care pe lângă acest experiment ciudat a creat prima inimă artificială în 1937, pe care a reușit să o transplanteze în interiorul unui câine, dar care din păcate a supraviețuit doar 2 ore. Cu siguranță Vladimir a fost un pionier în domeniul medical, însă câteva experimente efectuate nu au fost chiar atât de etice. Prima lui încercare de a transplanta capul unui câine a avut loc în 1954, iar de atunci doctorul a efectuat din ce în ce mai multe experimente cu diverse grade de succes. De exemplu, cea mai mediatizată tentativă, încercarea 24, a fost efectuată în 1959, ambele capete reușind să audă, să miroasă și să vadă, însă câinele a trăit doar 4 zile după o rană accidentală în zona gâtului. 7. Porci. În 2017, sătenii din provincia Shanxi a Chinei au avut o surpriză uriașă. Într-o zi, aparent obișnuită de marți, sătenii au observat că unul dintre porcii nou născuți a fost născut cu o deformație ciudată. Avea două capete, două nasuri și 3 ochi. La câteva zile după naștere, porcul încă era în viață, însă este greu de spus care a fost soarta lui, considerând că animalele care suferă de policefalie rareori trăiesc mult.
cum a fost și cazul unui alt porc născut de asemenea în China, care a murit la doar câteva minute după naștere. 6. Țestoase. Când ne uităm la cazurile de policefalie, broaștele țestoase sunt printre cele mai afectate animale. Evident, fenomenul tot este extrem de rar, dar, comparativ cu mamiferele, reptilele au mai multe șanse de a suferi de această afecțiune. În cazul lor, nu doar că pot crește unul lângă celălalt, dar pot crește și în părțile opuse ale corpului. Deși similar ca și în cazul șerpilor, atât timp cât animalele nu sunt în sălbăticie, șansele lor de supraviețuire sunt destul de frumoase. Țestoasele sunt deja cunoscute pentru longevitatea lor, iar cât timp nu prezintă anomalități evidente, ar putea trăi chiar și până la 75 de ani. 5. Agame cu barbă. În timp ce își verifica incubatorul, crescătorul de agame cu barbă, Steven Evans, a dat peste ceva extrem de neașteptat. În interiorul unui singur ou, a observat nu unul, ci două capete. Inițial a crezut că este vorba despre gemeni, însă, în cele din urmă, a realizat că erau de fapt unite la un singur corp. Evans și soția sunt specializați în creșterea de agame cu barbă, așa că probabil au întâlnit destule cazuri ciudate, dar un astfel de eveniment a fost unic chiar și pentru ei. 4. Miei. Așa cum am mai spus, nașterea unui animal cu două capete este într-adevăr fascinantă, însă, de cele mai multe ori, aduce doar probleme. Nașterea unui miel este deja un proces relativ complicat, însă nașterea unui miel cu două capete este deja și mai mult. Evenimentul s-a întâmplat în ferma lui Robert Riles din New South Wales, care era aparent sănătos, dar care din păcate și-a rupt picioarele la naștere. Acesta nu este singurul caz, un eveniment similar întâmplându-se și în Islanda, unde mielul a reușit să treacă de prima parte, dar, dat fiind faptul că nu își putea mișca capetele, a trebuit să fie eutanasiat. 3. Viței. Vițeii sunt de asemenea animale care se pot naște cu diferite malformații, printre care și policefalie. Într-un caz mai fericit, desfășurat în Macedonia de Nord, vițelul a fost sănătos, chiar reușind să sugă lapte cu cele două guri ale sale în același timp. Într-un caz mai nefericit, expus în Muzeul de Istorie Naturală din Utah, animalul a murit în timpul nașterii. Vițeii erau uniți de la începutul gâtului până la burtă cu două rame aproape perfecte ale corpului, dar cu un singur sistem de organe vitale. Fiecare dintre cele două capete avea un canal alimentar către un stomac și un canal de respirație, către un set de plămâni. 2. Rechin. Policefalia nu este un fenomen care poate avea loc doar pe uscat, ci poate avea loc și în mediul acvatic. Un rechin cu două capete sună cu adevărat terifiant, însă exact asta a fost găsit în 2008 în Florida, când un pescar a prins un rechin taur în al cărui uter se afla animalul marformat. Fenomenul este de asemenea descris într-un studiu din 2011, din nou în stare embrională. Cel mai probabil, dacă un astfel de rechin ar fi născut în sălbăticie, chiar dacă ar fi sănătos, nu ar avea prea multe șanse de supraviețuire. Cât despre motiv, acesta nu este chiar cunoscut, însă au fost propuse diferite infecții, cât și suprapescuirea. 1. Păsări. Din nou, nu doar animalele terestre pot cădea pradă acestor deformații. Cazuri de păsări cu două capete au fost descoperite, ca de exemplu în 1898, care vorbește despre o vrabie cu două capete găsită de un tânăr. Conform declarațiilor, pasărea era capabilă să ciripească cu ambele capete, dar din păcate a fost ucisă de băiat. Cazuri de păsări bicefalice au mai fost descrise, o anumită femeie susținând că obișnuia să hrănească o astfel de pasăre, însă din nou este un fenomen extrem de rar, așa că informațiile sunt extrem de limitate. Indiferent, putem spune cu siguranță că deși poate părea uimitor, un cap în plus ar aduce doar probleme. Acestea au fost 10 cele mai ciudate animale cu două capete. Ce părere ai despre ele? Spune-ne în comentarii! Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like. Dacă vreți să vedeți și alte videouri ca acesta, abonați-vă la canalul nostru și apăsați clopoțelul de notificări. Vă mulțumim pentru vizionare și vă așteptăm data viitoare!